Ninsorile abundente și viscolul au produs efecte în 11 județe ale țării, în Caraș, Severin, Brăila, Buzău, Harghita, Ialomița, Iași, Prahova, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea s-au înregistrat derapaje ușoare ale autovehiculelor în afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp sau restricții rutiere pe anumite sectoare de drum înzăpezite și arbori doborâți de greutatea zăpezii sau de vântul puternic. Potrivit unui bilanț prezentat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, autoritățile au intervenit pentru deblocarea din zăpadă a 27 de autovehicule cu peste 90 de persoane. În județele Ialomița, Iași, Neamț, Suceava și Vrancea, echipajele IGSU au asigurat drumul pentru 7 ambulanțe, care au preluat persoane cu afecțiuni din zone afectate de zăpezi și le-au transportat la spital. O situație deosebită s-a înregistrat în județul Harghita, pe DN12C, în zona localității Lacul Roșu, unde un autocar cu 40 de persoane nu a mai putut înainta din cauza zăpezii de pe carosabil. Drumarii au intervenit cu două utilaje și au deblocat șoseaua. În continuare, la nivel național, aproximativ 5200 de pompieri militari sunt pregătiți să desfășoare misiuni de salvare în contextul vremii nefavorabile. La nevoie vor fi suplimentate forțele de intervenție cu resurse din județele în care nu sunt înregistrate situații de urgență de amploare.